Am revenit în direct, oameni buni, alături de noi câștigătorul Survivor 2022, Alex Delea, și persoana cea mai importantă din viața lui. Cum am spus, bunic, de multe ori. Mama și mămăița, care probabil acum se uită, nu? Mămăița, cele mai importante persoane. Ar fi trebuit să fie aici, dar mititica dormea. Era foarte buimacă când s-a trezit și trebuia să vină, dar i-am spus: mămăiță, mai bine rămâi acasă, pentru că ea e ca un bebeluș. Nu poate să meargă imediat după ce se trezește. Trebuie ușor, ușor. Și a spus: mămăiță, lasă televizorul aprins și iată-mă unde sunt. S-a bucurat foarte mult pentru tine, e normal, îți dai seama cât s-a consumat. Multă lume se întreabă ce să faci cu marele premiu, 100.000 de euro. Exact asta întrebam și eu. Ce facem, mamă, cu premiul ăsta? Ce ți-am spus? Așteptăm. Așteptăm. Nu știu. Treacă vara. Aștept. În momentul de față este o sumă foarte mare. Este o sumă cu foarte multe zeroeuri. Dar am încredere în mama mea că vom lua cea mai bună decizie, pentru că știe că premiul ăsta nu este pentru mine, este pentru noi. Și vom vedea ce este mai bine pentru familia noastră. Chiar mă bucur că pot să ofer asta familiei mele. Chiar o să întreb: mamă, ia zi, ce facem cu banii mei? Am câștigat eu o sumă atât de mare la 25 de ani și chiar sunt foarte bucurat. Adică spun: ia zi, mamă, ce facem? Ce ți-am spus? Așteptăm să treacă vara, că avem mult de muncă. Eu am mult de muncă, că noi avem munca noastră. Da. Cea de toate zilele. În sezon acum e nebunie, trebuie să muncesc, n-am încotro și n-am... Trebuie să treacă 3-4 luni să terminăm sezonul cu munca noastră, cu tot, și după aia în toamnă vorbim, vedem ce... Acum bucuria lui că aduce banii ăștia acasă. Banii sunt acolo, îi are. Și asta contează, dacă nu se gândește: mamă, pentru mine acum eu să-mi iau ceva. Să zic: ia zi, mamă, cum face mamă? I-a spus, zic, nu... N-avem planuri mâine ce să facem cu ei. În toamnă vom vedea. Sunteți minunați și felicitări din toată inima. Și abia aștept să ne mai vedem aici, pentru că tu trebuie să faci show, trebuie să faci spectacol, trebuie să joci în filme, că visul tău e să fii actor, trebuie să fii acolo, că ești foarte tare. Exact, numai din gesturi, nici nu trebuie să ai vorbe, e perfect, asta zic. Alex Delea, chiar așa îl găsiți pe Instagram, Alex Delea pe Instagram, căutați-l, împrieteniți-vă cu el, e un băiat extraordinar. Să rămână mama, mulțumim mult de tot, Alex, felicitări, campionule. Mulțumesc din suflet, din inimă, Doamne, că îmi spui tu chiar asta. Mulțumim mult de tot, iar astăzi vreau să le spun celor de acasă că se dă și startul la distracție. Începe cea de-a doua ediție a festivalului Saga. Iată, imagini, timp de 3 zile, DJ precum Snake, Tiesto, Afrojack vor performa pe Arena Națională. Așadar, weekend Saga în București pentru toată lumea. Să vă distrați, să vă bucurați și noi să ne vedem sănătoși luni de la ora 3. Numai bine! Showtime!